Bismillah ar-Rahman rahim assalamu alaikum ar-Rahmatullahi în numele lui Allah, cel milostiv, cel dorător, -mi pace spre tuturor, uh, Gabriel, uh, Islam for Ro, Islam pentru români, explicăm în aceste episoade Islamul pentru uh, popula populația în România, pentru oamenii români, uh, să înțeleagă Islamul cât mai bine din sursele Islamului, nu din ce am învățat noi în România, din cărțile noastre, din istoria noastră, deci să, fim, să, avem o, să, să ne uităm obiectiv la acest, la această, acest mod de viață. În, astăzi, în episodul de astăzi vom vorbi despre o lege a islamului care e considerată de mult, de mult să, nu fie egalitatea să nu fie egalitate în această lege. Și întrebarea vine, cum spune în Coran, dacă un om moare și are, de exemplu, un, un fiu și o fică, fiul va lua dublu decât fica. În moștenire. Oamenii spun, asta nu e, nu e ceva egal, e ceva foarte unfair, nu e ceva bine. Asta este pentru că oamenii nu înțeleg Islamul. Deci, văd un, vers în un verset în Coran, ca și în alte lucruri și în viață, te, te uiți la copac și ignori uh, pădurea. Nu, nu e așa. Trebuie să înțelegem. Când înțelegem, Doamne și Domnul ne-a dat Dumnezeu ne-a dat Dumnezeu înțelegere, trebuie să studiem. Deci un om nu poate să meargă să, face, să facă o operație, de exemplu, să fie doctor, să-și să pună un halat alb, să intre în un spital, că știe că a, a citit un, un, o, o linie dintr-o carte medicală. Nu există așa ceva. Trebuie studiat, trebuie înțeles, trebuie a, făcut a, cercetare. Deci este acest a, un lucru a, care nu arată egalitate? Nu, a, deci este foarte greșit această concepție. A, gen. De ce? Nu, nu i de gen, deloc îi de responsabilitate. Sai să, să înțelegem. Băiatul va trebui să aibă grijă de toate rudele lui, care sunt femei, de exemplu, și de mama care a fost lăsată băduvă. Va trebui să fie sigur că, de exemplu, sora lui se va căsători. Va trebui să ajute, va trebui să cheltuiască din acei bani. El va trebui în sine să se mărite, el va avea copii, va trebui să-și întrețină nevasta. Pentru că banii nevestei sunt al ei, dar banii lui va, va trebui să întrețină nevasta. Dar fata, deci sora lui, nu trebuie să facă așa ceva, pentru că ea se va mărita, dar bărbatul va întreține. În același timp, el, fratele, o întreține. Ea își primește banii și îi ține, nu îi atinge nimeni. Deci de aia responsabilitatea pe băiat, pe frate, e mult mai, mai mult. Hai să ne uităm în trei cazuri. În, în, în moștenire, în islam, în care, cazul numărul 1, femeia moștenește la fel, la fel cât bărbatul. Deci nu e de gen să vedeți că bărbatul și femeia la fel. În al doilea lucru, femeia moștenește mai mult decât bărbatul. Deci nu e de gen. Și în al treilea uh, caz, femeia moștenește și bărbatul nu moștenește. Bun. În primul caz. Uh, de exemplu, dacă sunt, a murit cineva și a lăsat părinți, deci doi părinți, mama și tata, au murit fiul, de exemplu, sau fata, în sura Nisa, capitolul 4, versetul 11, spune că a, ei vor a, împărți egal mama și tata, femeia și bărbatul, 1 supra 6, deci 1 din 6, o parte din 6 părți. Dar mama și tata, bărbat și femeie, va moștenit împreună și va împărți egal 1/6 supra 6, deci fracțiunea aceasta. Bun, din în al doilea caz, femeile în, în cazul în care numărul 2, în care femeia moștenește mai mult decât bărbatul. Dacă o persoană moare și lasă o a, soră de la, de exemplu, de la a, mamă și tată, deci soră de la mamă și tată, dar are trei frați de la tată numai. Îți înțelegeți dintr-o parte, de deci cum se numește half brothers sau, deci, nu știu, românește către frați vitreci, cum s-ar spune. Fata ea jumate, ea singură, femeie, iar cei trei frați vor distribui cealaltă jumate în trei părți egale. Deci, în acest, în acest caz, femeia moștenește mai mult decât bărbatul. Bun, în cazul în care, cazul 3, în care femeia moștenește și bărbatul nu moștenește, dacă o femeie moare și lasă după ea soțul, bineînțeles, o soră și un frate numai din partea tatălui, atunci bărbatul va lua jumate din, din, din această moștenire și sora va lua cealaltă jumate. Iar cel uh, bărba, fa, fratele jumate de, deci fratele vitre nu va lua de nimica. Deci în acest lucru, din nou vedem, în primul rând, că uh, bărbați și femeie, uh, la fel primesc, dar uh, din punct de vedere, uh, frate și soră, sora ia, fratele nu ea. Deci, din nou, este de. depinde unde este clasată această persoană din punct de vedere al moștenirii. De, depinde unde este clasată această persoană din punct de vedere de responsabilitate. Am, am arătat trei cazuri, din nou, în care femeia și bărbatul la fel, în care femeia ia mai mult și în care femeia, în acest caz, sora, bineînțeles, ia și fratele nu ia. Și vreau să, să explic ceva care e foarte important. Vă rugăm să înțelegeți acest lucru. Mulți oameni spun despre egalitate, egalitate, egalitate. Capitalurile proprii sau echitatea, equity, ce înseamnă? Înseamnă dacă ai, de exemplu, 5 copii, vârste diferite. De la 30 de ani până la 5 ani. Bun? În egalitatea, trebuie să aduci, cum am spus, la toți, 5 perechi de adidas, Negri de, de, de mărimea 11. Ar intra la careva? N-ar intra la careva. La unii nu le-ar place culoarea? Asta nu. Deci, egalitate. Bun. Echitatea sau capitalul propriu, adică ce trebuie să dea la fiecare persoană proprie, înseamnă, sau equity, care aduce la fiecare persoană mărimea lor potrivită, culoarea lor potrivită pentru cine sunt ei. Asta înseamnă să fie ceva propriu, că e în considerare cine e această persoană, unde este această persoană lo -ă, loca -ă, deci localizată pe treapta vieții. În, în, deci să fie să se potrivească perfect. Așa este Coranul, așa sunt legile islamului. Deci de aia oamenii care strigă și protestează și spune că islam, o, femeile și bărbații, și nu știu ce, nu înțeleg. Și nu vreau să înțeleagă și nu citesc și nu își deschid mintea. Vă mulțumesc pentru vizionare, sper că ați înțeles exemplu. As-salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pace asupra tuturor. Islam for all.